doamnă de lingă și astăzi fac ceva ce nu credeam că o să fac în viața mea, deși mi-am tot propus să fac asta pentru că mă tot întrebați de mii de ori, de fiecare dată când vă cer să-mi puneți întrebări sau pur și simplu în comentarii, când am comentarii, dacă ascult BTS sau K-pop și, adică K-pop și BTS. No, deci acum am descoperit, am stat și m-am documentat să văd ce înseamnă K-pop și este un gen de muzică, credeam că este o trupă. Și de asemenea m-am documentat un pic și despre BTS și știu că este o trupă din Coreea de Sud care are 7 membri, deci sunt 7 oameni în acea trupă și gen toți cântă? Vocal. Ah, ba, n-am. Da. Ok, voi nu o să auziți melodia exact, melodiile cum le aud eu, pentru că nu vreau să-mi iau copyright. Începem! Am găsit un playlist, deci Mix YouTube, da, am căutat BTS, Mix YouTube cu melodiile lor. O să ne uităm la ce-mi dă playlist, ok? YouTube Mix, am credere în tine. Melodia asta se numește DNA. De ce mă apucă râsul? God! Nu e rău, dar e gen mult mai vesel decât orice ascult eu. E... Ha, și eu sunt... Ok, logica nu înțeleg nimic. Hai să vedem dacă există ceva subtitrări. Mi-e frică că o să-mi placă. Îmi pare rău tuturor celor care le place această trupă, sunt fani, însă cu prietenii mei, gen, făceam mare mișto de... Deși nu știam, deci acum chiar îmi pare rău, dar... E ok! But no. Ok, s-a strigat acum, nu mai e la fel, dar gen, dansează mult prea agresiv pentru melodia asta, melodia asta e un pic mai... Și videoclipul e prea... gen să-ți distragă atenție de la muzică? Habar n-am. Hai să vedem și alte melodii, dar vreau video. What Idol cu Nicki Minaj? Nu știam. Nu știu dacă o cântă în engleză sau nu, pentru că, gen, seamănă, dar în același timp e mai, nu pocită, gen, zici că te spune cu gura plină sau ceva. Iar un video super colorat, gen, sunt mult prea multe chestii, le-ar plăcea bebelușilor videourile astea, pentru că zi, sunt colorate și se mișcă și muzica e foarte antrenantă, dar nu e rău. Da, e gen... N-am mai văzut niciodată așa ceva. E de ajuns, hai să vedem și alt video. I need you. Yeah, 나한테 이러면 안 돼요. 네가 아무도 말은 안 돼요.
Ok, mă opresc aici. Este fix. E dubios că e a lor, dar nu e așa de colorată. Mă rog, asta e mai veche, văd că e din 2015, da. Ok. Tristă, pare tristă, gen, nu am nevoie de tine, ăla, văd că era cu ceva, nu avea țigara, dar avea, cum știu, ăla cu care dai foc. Deci îmi vine în greacă și în engleză, dar nu-mi vine în română. Brichetă, avea o brichetă, dar n-avea ceva, habar n-am. Ăla le-și lua pastilele. Ok. Fake love. Vreau să văd melodia aia, doar că nu o găsesc aici, așa că o să caut. Deci, fake love. Zici că e rap. Mă rog, cum ar fi drăguț ca o melodie de mai multe genuri, adică vezi, sunt astea mai triste, ale antrenate, adică toate sunt, nu știu, au chestia asta de parcă te fac să vrei să dansezi, nu știu dacă e vina videoclipului că ei dansează sau, nu știu. Nu e rău! Nu e rău. Boy with love, dar nu e love, e Lou, gen. Și e Fit Hall și sunt curioasă. E și cea mai nouă din câte pot să-mi dau eu seama. Ah! Nu înțeleg, are voce de fată. Scuze, dar are, de ce are voce de fată? E ciudat. Vino, fi profesoara mea, învață-mă totul despre tine. Combina engleza cu coreana de parcă nu-i nimic, gen, e normal să spui în timp, zic eu. Când eu vorbesc într-un aromă engleză și griglish, gen, dar... Dar nu mai zic nimic. Eu ascult rap doar în engleză, ceva în greacă și nu chiar rap în română, dar hip-hop, un pic de rap, mă rog. De în coreană, de ce atât de... Intră Holci. A, nu, nu intră. My bad. Vezi, melodiile sunt destul de lungi, dar refrenul nu e. Până la urmă trebuie să apuci să cânte toți. Doar sunt 7, din câte știu eu. Pe final, așa, cred că... E ok, adică... Nu aș asculta, nu mi-au displăcut, dar nu e ceva ce aș asculta, nu e genul meu de muzică, chiar dacă ascult multe chestii, dar nu ascult BTS,
acum pot să spun că am încercat și că nu-mi place, până atunci nu încercasem. Dar gen, nu judec pe nimeni care ascultă. De ce aș judeca? Până la urmă, fiecare are gusturile lui, știi? Și de-aia există atâtea tipuri de muzică. Să existe ceva pentru toată lumea. Dacă ar fi fost în engleză, probabil n-ar fi plăcut mai mult pentru că aș fi putut fredona. Adică, pentru mine, să pot fredona pe melodie este cam cea mai mare... Este must, adică trebuie să pot să fredonez pe melodii când îmi plac. Dar, da, chiar sunt ok. Gen, așteptam la ceva mai rău de atât. Nu este atât de scandalos, nu este atât de trist, este ok. Mai și cam asta a fost tot. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult. Și mă abonați la canalul meu. Asta a fost tot și noi ne revedem data viitoare. Nu mai știu să vorbesc. Pu! Nu, pu! Pa!